Salutare lumea protecția și bine ați venit la un nou video din confruntarea jocurilor cu mecanica tile placement sau plasare de dale, piese, jetoane, cum vreți voi să îi spuneți. Acum, pentru cei care poate vă uitați pentru prima oară la un video din această serie, practic o să vă povestesc pe scurt cum s-a ajuns la această confruntare și anume, cei care mă susțin pe pagina de Patreon, dacă vreți să o faceți și voi, aveți posibilitatea, mai jos există un link, au votat care este mecanica pentru următoarea confruntare. S-a votat mecanica tile placement, așa că am luat pe Board Game Geek, am filtrat după acea mecanică și am luat primele clasate 50 de jocuri cu acea mecanică. Apoi v-am pus vouă tuturor la dispoziție, care sunteți pe Facebook, pe Board Game România sau pe Discord sau care mă urmăriți pe mine, ați avut posibilitatea să votați până în 10 jocuri din cele 50 care sunt favoritele voastre. Apoi, cele mai bine 16 jocuri votate au intrat într-un bracket care s-a creat aleatoriu și acesta este bracketul care îl vedeți aici în fața voastră. Și apoi, pentru fiecare partidă, am făcut un poll și puteați să votați ori pentru una, ori pentru alta și apoi cine sau jocul cel mai bine votat va câștiga acel meci. Și așa încet, încet se restrâng până se ajunge la finală și vedem care este cel mai îndrăgit, să spunem așa, joc cu mecanica tile placement la noi. Ok, acum, videoul anterior am prezentat câștigătoarele meciurilor din prima jumătate de optim și observați în sferturi au ajuns Castles of Burgundy, Feast for Odin, Cascadia și Patchwork și celelalte patru au rămas acasă, să spunem așa. Și acum ne uităm la rezultatele din cealaltă jumătate de optim și începem cu prima confruntare și anume Terraforming Mars versus Suburbia. Aici trebuie să spun, Terraforming Mars am jucat, îmi place foarte mult, este un joc care este și bine, foarte bine văzut pe plan mondial. Este și localizat în limba română de cei de la Alex Games. Versus Suburbia, care nu l-am jucat, nu îl cunosc, așa că aici eu nu pot să-mi dau neapărat părerea. Aș merge cu Terraforming Mars, că este cel care l-am jucat, dar nu este neapărat fair, având în vedere că nu pot să compar cu Suburbia, să zic, care este favoritul meu. Dar Terraforming Mars este printre preferatele mele, deci din câte știu despre Suburbia, cred că aș fi mers oricum cu Terraforming Mars. Și haideți să vedem ce ați votat voi. Pac! Terraforming Mars, vedem aici, învinge cu 33 de voturi versus 9, fără nicio problemă, Suburbia. 42 de persoane au votat pentru această confruntare, deci vedem o victorie detașată a jocului Terraforming Mars, deci avem primul sfert finalist de astăzi. Acum haideți să mergem la meciul următor. Meciul următor este de Isle of Sky, un joc iarăși care a fost localizat de cei de la Ludicus Games, nu mai cred că este out of print localizatul, dar găsiți, poate mai găsiți în limba română, dar dacă nu găsiți în limba engleză, din câte știu, și Praga Caputregni. Praga Caputregni l-am jucat în format digital, nu l-am jucat în variantă fizică și este un joc interesant. Ai acele piese care încerci să le faci în jurul orașului tău, ai diferite acțiuni care le iei în funcție de unde se află acea rotiță și primești niște beneficii, respectiv dacă îți dezvolți orășelul tău, primești niște beneficii bonus, vrei să construiești, să avansezi pe acel drum, să construiești părți din oraș, să construiești acel pod. Deci este un joc mai complex care este foarte interesant. De Isle of Sky am auzit numai bine, am înțeles că este foarte asemănător cu Carcassonne, numai că mai are niște chestii adiționale, deci este puțin mai complex acolo. Iarăși aici unul din ele nu l-am jucat, așa că nu pot să-mi dau neapărat cu părerea, dar haideți să vedem ce ați votat voi în această confruntare. Și cu 18 la 15 voturi a câștigat The Isle of Sky. Deci vedem aici, practic, Isle of Sky are mai multe vechime și a fost și localizat, pe când Praga este mai nou, de anul trecut, dacă nu mă înșel, jocul și nu este localizat. Vedem aici, oricum, un match mai strâns, doar 33 de persoane au votat aici, probabil nu e multă lume care poate ori a jucat Isle of Sky sau care a fost out of print, respectiv Praga, care este mai nou jocul. Dar observăm aici că avem primul sfert de finală și va fi confruntarea Terraforming Mars
versus Isle of Skye, ambele sunt cele două jocuri care au, care au localizare în limba română și Suburbia și Praga rămân acasă. Acum, haideți să mergem la următoarea confruntare, care este Carcassonne, care l-am menționat deja, hai să spunem, poate tata tile placement-ului, și The Isle of Cats. Carcassonne este, cum spuneam, un joc... un joc interesant în ideea lui, este simplu de explicat, pui jetoane, încerci să conectezi orașele, drumurile, pajiștile, să înconjori mănăstiri, punând meeple-uri și punctând în momentul când lucrurile alea se finalizează. Carcassonne este un joc foarte cunoscut, foarte bine văzut, a adus mulți oameni în hobby, merge foarte bine în doi, merge și mai mulți, se spune că cel mai bine merge în doi și are și foarte, foarte multe extensii. Jocul este localizat deci de la Oxygame și toate extensiile din afară de extensia 7 și până în extensia 10, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sunt și ele localizate în limba română deci de la Oxygame. Un joc foarte fain, foarte ușor de explicat, merge foarte repede, este interesant în ceea ce face și, cum spuneam, tata tile placement-ului. Se luptă cu The Isle of Cats, un joc mai nou, unde practic încercați prin drafting și folosire de resursa de pește, cum ar veni, să salvați pisici și să le puneți la voi pe barcă și jucați diferite cărți care vă dau diferite posibilități să luați mai multe pisici sau să punctați diferit sau să luați niște comori care le găsiți pe insula unde încercați să salvați pisicile și are acel Paleomino style placement pe planșa voastră unde încercați să acoperiți cât mai bine planșa voastră sau barca, cum ar veni. Dar un joc interesant, ambele, să spunem așa, sunt jocuri, aici, într-adevăr, ambele sunt jocuri care le-am jucat și din cele două, probabil aș merge pe Carcassonne, care este clasicul, este și printre preferatele soției mele și chiar îl jucăm și ne place foarte mult. În ultima vreme nu l-am mai jucat, dar probabil o să-l scoatem în curând iarăși pe masă, mai ales că avem varietatea cu extensiile. Haideți să vedem ce ați votat voi. Și observăm aici, și voi ați mers cu Carcassonne cu 28 versus 14 voturi, iarăși o victorie detașată, 42 de persoane au votat aici. Acum, avem și pe Carcassonne în sferturile de finală. Haideți să vedem cine va fi oponentul în sferturile de finală a jocului Carcassonne și ne uităm la confruntarea Azul versus Calico. Iar ambele jocuri am reușit să le joc. Sunt Azul este un joc localizat de cei de la, era la Ideal Board Games acum, din câte știu este la Asmo de România, un joc arhi-cunoscut, arhi-popular, în ceea ce face, practic, draftați din mijlocul mesei diferite piese, care apoi le puneți la voi pe planșă, care, dacă ați umplut rândul, intră pe zona voastră de făcut geamuri, să spunem așa, și încercați să faceți rândul, coloane și să punctați diferite chestii în momentul mutării acelei piese, respectiv la sfârșitul jocului. Un joc, iarăși, ușor de introdus lumea în hobby, ușor de explicat și are și o prezență foarte frumoasă pe masă. Celălalt joc despre care discutăm astăzi sau în această confruntare este Calico. Calico este un joc iarăși cu o copertă sau cu o cutie foarte frumoasă, cu acea pisică. Ce trebuie să faceți este să vă coaseți un quilt, cum ar veni, nu știu exact cum e traducerea, dar combinând diferite petice de o anumită culoare primiți nasturi de o anumită culoare care vă dau puncte sau dacă faceți o anumită formă în funcție de pisicile care sunt în mijlocul mesei de câștigat, atrageți pisici acolo. Pe lângă asta aveți trei tile în mijloc care au diferite cerințe care și ele punctează. Aveți aici un tile placement cu Calico care este un puzzle foarte interesant. Va veni și el Calico localizat și practic ce se întâmplă este... totul se restricționează, fiindcă aveți o planșă, tot ocupați mai multe spații și încercați prin draftare să luați tilele respective sau tile-urile respective, piesele respective care să potrivească în punctajele voastre. Poate pisici care vreți să-l atrageți, să punctați acele piese de scor, respectiv să aduceți nasturi și așa mai departe, ca să aveți cele mai multe puncte la sfârșitul jocului. Ce este însă, că zicem puțin diferit față de Carcassonne, este în Carcassonne îți extinzi sau în Cascadia, care a apărut cam în același... Cascadia este puțin mai nou decât Calico, ca să vorbim puțin de celălalt joc.
unde practic ca și Carcassonne îți extinzi opțiunile, practic construind ai mai multe locuri unde să îți poziționezi diferitele piese, pe când Calico îți restricționezi locul unde poți să plasezi. Deci practic ultima mutare care o faci o să plasezi cea mai bună tilă care o ai în ultimul spațiu gol la tine pe planșă. Haideți să vedem, deci eu aici dacă ar fi aș merge cred că pe Calico, haideți să vedem ce ziceți voi. Azul câștigă fără niciun fel iarăși de probleme cu 31 versus 13 voturi pentru Calico. Sunt 44 de persoane care au votat. Deci, practic, avem și celelalte două, să spunem așa, sferturi de finală decise, și anume Terraforming Mars versus Isle of Skye și Carcassonne versus Azul. Cum v-am obișnuit, mâine dimineață, mâine la prânz, voi da drumul la voturile pentru cele 4 meciuri din sferturi și ne auzim săptămâna viitoare cu următoarele rezultate, să vedem care vor fi semifinalistele. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați să dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTeamPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTeamPlays, mai jos și linkul de pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți acolo și să faceți parte din echipa de Patreon și să fiți și cei care votați următoarea mecanică. Aveți link mai jos și aveți diferite beneficii. Aruncați o privire. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!